Bășica de noroi piedone s-a spart. De unde acum vreo lună împărățea toate sondajele, acum, potrivit propriilor ziceri, interlopul poporului nu se mai luptă decât cu pretinul său Burduja. Dar nu pentru locul întâi, cum sună pălăvrăjeala, ci pentru un prețios loc 3. În schimb, cu sprijinul porcesc al CNN Voiculescu, a urcat firea. Poate fac bucureștenii un exercițiu de perspectivă. Cum o să fie dacă regina voluntariului se înscăunează iar vis-a-vis de Cismigiu, de vreme ce primarul consort Pandele, încă în viață, și-a pus numele și prenumele pe frontispiciul unei școli, lângă Ministerul Educației, călcând nu știu câte legi. Măcar primarul Doldora, patron PSD-ist al incendiului devastator de la stația GPL Crevedia, care candidează din nou, și-a pictat faciesul împreună cu al progeniturii alături de Brâncoveanu și Neagoe Basarab, pe peretele restaurantului propriu și personal din Caracal. Judecătoarea Ancuța, rumegătoare de gumă în instanță și profanatoare a mormântului băiatului ucis Sebastian, și-a cerut transferul la Mangalia și l-a obținut pe loc, ca să poată batjocori și acolo, nestingherită, alte familii și să favorizeze ucigași. Trasă la răspundere doar de jurnaliști, împărțitoarea de dreptate a răspuns tăcând cu stropi. A idoma judecătoarei române rumegătoare, Malta se alătură Franței, Ciprului, Greciei și Belgiei în a-și bate joc de poporul român, refuzând extrădarea escrocului rânced de România, Paul. Logic și corect ar fi ca orice infractor fugar condamnat într-un stat UE, nu în Rusia, Iran sau China, să fie automat extrădat de un alt stat UE, mai mult decât de sistemul penitenciar și de justiție român, e vorba de faptul că dureros de multe colege din UE consideră România o țară primitivă, populată de troglodiți. Așa o fi, dacă ne gândim că parlamentarul liberal de Vâlceanu, fost ministru de finanțe și al fondurilor europene, s-a suit pe mai scundul liberal Fl Roman în scopul de a-i suge sângele din nas. Vampirul liberal ar urma să fie testat cu privire la consumul de substanțe interzise. Cu acest prilej, cred că se ridică următoarea întrebare. Întrucât conducerea unui vehicul sub influența drogurilor este sancționată cu pușcăria și 10 ani carnetul anulat, cum e posibil să nu fie testați pentru droguri cei care conduc o țară fără carnet?